Bună! Cine își mai amintește teoria de la dreptele paralele tăiate de o secantă? Știu, mâna sus, mâna sus. Haide să găsim răspunsul corect împreună. Avem următoarea problemă de geometrie grilă, care este o frumoasă propunere pentru subiect de evaluare națională la clasa 8. -a. Acest uh, exercițiu îl găsiți uh, în uh, cartea propusă de paralela 45 cu teste de uh, evaluare națională și anume în uh, cea de, uh, din anul școlar 2023-2024 la testul 48. În figura alăturată, dreptele a și b sunt paralele. Ce este secantă? Trebuie să aflăm valoarea lui x. Observăm pe figură că aceste unghiuri 4x-30 grade și x plus 60 de grade sunt unghiuri suplementare. De ce? Pentru că avem perechi de unghiuri corespondente. Fie ne uităm în stânga secantei c și avem unghiul corespondent 4x-30 cu acesta pe care l-am numit a o c, să spunem numind O intersecția dintre A și C, sau de partea dreaptă a secantei, observăm că X plus 60 este corespondent cu unghiuri, unghiul care se găsește pe uh, dreapta paralelă B și l-am numit A, uh, pardon, C, o să zicem tot O, B prim sau tot B, dacă le-am notat uh, paralela în partea dreaptă, să spunem, da? dar oricum ne uităm în partea dreaptă a secantei, așa cum avem sus, este același lucru și jos, de se numesc corespondente. Corespund, bun, am încercat să exprim prin uh, o altă figură și colorat, ceea ce am explicat puțin mai jos, pentru a le identifica puțin mai ușor. În partea stângă, așa cum privim sus, vom privi și jos, este aceeași deschisătură de unghi, extremată fie prin culoare culoarea roz fie prin două arce de, ce? De, de, unghi, fie în, dreapta par, în partea dreaptă a secantei, prin culoarea albastră, bleu sau cu un arc de unghi. Bun, dacă ele sunt suplementare, înseamnă că suma lor este 180 de grade și nu ne rămâne decât să calculăm. 4x minus 30 plus x plus 60 de grade este egal 180 de grade. Calculăm Uh, și reducem termenii 4x plus x este 5x minus 30 de grade plus 60 de grade înseamnă plus 30 de grade egal 180 de grade separăm necunoscuta 5x egal 180 de grade minus 30 de grade pe 30 cu plus îl mutăm cu semnul minus în partea dreapta a semnului egal și obținem 150 de grade iar x egal 150 de grade împărțit la 5 adică 30 de grade uh, răspuns pe care îl găsim la varianta B. Mă bucur că ai rămas până la final și sper să-ți fie foarte util ă, acest ă, exemplu pentru a înțelege mai ușor această, această materie, această, acest capitol al dreptelor paralele tăiate de o secantă. Ne vedem în următoarele video cu alte explicații, alte propuneri de uh, exerciții. Nu uita, abonează-te, activează notificările să știi când uh, suntem pregătiți să rezolvăm împreună alte modele de teste. Pa, pa!